avem la fel șantiere care se lucrează. Aici așa arăta centrul comunei, parcul pe care îl vedeți dumneavoastră. Așa, deci așa arăta atunci, în 2008. Ne dorim să se deschidă și posturi pentru locurile de muncă pentru tineri, să nu mai plece foarte mulți tineri, sunt plecați în străinătate. La Peștera avem un primar independent. Eu candidez independent la președinția României. Acest lucru ne unește. Și încă o dată ne unește pentru că noi, independenți fiind de un partid, putem promova competența, meritul, putem lucra pentru oameni și nu pentru partide. Mai bine să fii independent pentru că în acest moment la noi partidele sunt găști mai degrabă de crimă organizată sau de a adunat bani pentru partid sau de a adunat voturi. Am făcut mai multe invitații politicienilor, cei care sunt pe colegiul din care face și Comuna Peștera, însă nu mi-au răspuns la această invitație. Am făcut solicitări scrise nici de cum și dumneai a răspuns pozitiv, a venit personal aici. E un lucru, o șansă pentru mine, pentru a transmite mai departe greutățile cu care ne confruntăm noi ca și comunitate, care avem în spatele nostru necazurile și problemele cetățenilor. În luna septembrie, 12 din cei 13 consilieri locali au renunțat la politică. Aleșii locali și-au dat în bloc demisia din funcțiile deținute la partid, ca măsură de protest împotriva clasei politice. Împreună cu primarul Valentin Vrabie, care a renunțat la politică în urmă cu 2 ani, Consiliul Local din Peștera activează ca independent.